Autoritățile din sănătate au raportat astăzi aproape 60 de persoane diagnosticate cu COVID, precum și un deces al unui pacient infectat cu coronavirus având comorbidități. Conform datelor Direcției de Sănătate publică în ultimele 24 de ore, în județul Buzău au mai fost confirmate 57 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Doi dintre pacienți au fost diagnosticați în laboratoare private de analize și 4 pacienți au fost diagnosticați în unități sanitare din alte județe. Pacienții au vârste cuprinse între 11 și 82 de ani și în toate aceste noi cazuri, ancheta epidemiologică este în desfășurare. De asemenea, a fost înregistrat și un deces în rândul pacienților confirmați COVID-19. De aproape o săptămână, rata de infectare de la nivelul municipiului Buzău cunoaște o scădere și se menține sub 5 cazuri de COVID la 1000 de locuitori. Cu toate acestea, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis astăzi să prelungească scenariul roșu în orașul Buzău pentru încă 2 săptămâni. Astfel, restaurantele, barurile și casele de pariuri rămân închise.